N-am nicăieri, îmi pare că în momentul ăsta... Cum este atunci când depinzi de un bărbat? Eu am vrut viața asta. Ne-am logodit fără ca să cer eu părerea părinților, dar... Gata, ai scăpat. <laughs> Și numai eu am ridicat mâna că sunt virgină. Toată viața te simți o elevă. Eu merit chiar cuvintele astea. E el. greu să trăiești cu tine, să înțeleg. Cât să am un soț ca tată. Femeia să fie, într-adevăr, un ajutor, dar nu să fie ea cea care conduce. Cea mai lungă tăcere? Care a fost? De cât timp? Ultima oară când noi am divorțat, deci noi pe bune am divorțat. Tu l-ai chemat înapoi. Nu construiam, dar distrugeam. Nu eram influențată, pur și simplu. De ce numeri în toamna asta? <laughs> Găzdanie. <laughs> Despre ce tu nu ai vorbit niciodată? Este un moment. Bine, pot să zic acum. Poftă mare! Poftă mare! Mai întotdeauna e prezentată ca mama 6, 7 și deja opt copii. Astăzi ne-am propus să, să explorăm și să descoperim femeia din Marina Cărnați. Vorbim despre lucruri care nu le-a vorbit. Vorbim despre momente care trăiesc și se coc într-un suflet de femeie. Cum se supune, cum iartă, cum luptă și cum merge înainte. Despre toate într-o oră și... Salut! Bună! <laughs> da, și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag eu îți mulțumesc că ai reușit să-ți lași puii acasă și să te detașezi un pic. Da, <laughs> e o plăcere pentru mine. Mă bucur Pentru că. că în astfel de interviuri mă descoper și eu. Mie mi-a plăcut atunci când tu ai zis să... Uh, ești curioasă să vezi cam ce întrebări eu ți-am să-ți dau, da. cu toate că la noi cumva toată discuția vine foarte liberă, ușoară, dar exact așa mi-ai spus, prin intermediul întrebărilor, eu reușesc uneori să mă descoper. Da, da. foarte, și am ap apreciat toate interviurile tale, că sunt, uh, au ceva a lor. Mersi, dar cam în toate, da, tu vorbești despre copii, despre cum să-i crești, despre așa. cum să-i îngrijești, dar acum hai să vorbim despre tine ca femeie. În esență, cum te umpli tu de energie? Cum îi inspiri pe copiii tăi? Pentru că trebuie să existe în tine starea aceea de zen ca, o să, trans ca să o transmiți mai departe. Starea de zen <laughs> este un trend. Uh, și nu cred că trebuie să mergi împotriva personalității tale sau împotriva caracterului tău. Dacă ai un caracter de femeie mai puternic și ești mai, cu un temperament mai, mai ferbinte, nu trebuie să mergi după valul ăsta că na, nu faci parte din oamenii celea sau din femeile celea calme și bune. Nu, dacă asta îți reprezintă, dacă asta îți place uh, și nu o ai, da? tu poți să o dezvolți orice, orice poți să faci să devină obișnuință în viața ta, doar că trebuie să dezvolți așa regulat în fiecare zi. să spune că de la 3 până la 6 săptămâni ceva devine o obișnuință la noi, da? De la 3 până la 6, deci la cineva poate să fie și mai rapid să devină o obișnuință, cineva invers. Acum să mă întrebi cineva, întotdeauna ai fost așa, calmă, să-mi aduc aminte? Nu, că lumea și aduce aminte chiar la țară când mergeam. Îți aminte cum tu te băteai cu băieții. Erai ușernică, este așa un cuvânt. <laughs> uh, cu fetele nu prea mă împăcam. Adică cum, nu că nu mă împăcam. Mă împăcam, dar tot mai mult așa activitate. Îmi plăcea să fiu activă și să nu prea să stau așa hai să discutăm. Să... Și uite, a venit invers să, timpul când mi îmi place să discut și activitatea un pic mai redusă. Deci, da, ce, ceva care acum zic că e dintotdeauna o am, pentru că am cultivat-o în mine, zi de zi. Și copiii m-au învățat în primul rând asta, pentru că atunci când naști un copil, doi, trei și mai departe, începi un pic de organizare să fie în viața ta mai multă, pentru că de altfel e haos mm. și nu mai ai roadele pe care le vezi în copii și așa, o armonie în, în familie. De deci, trebuie să fie bine pus la punct diverse chestii, începând de la mamă, da? Și o dezvoltă e o stare pe care trebuie să-ți acorzi timp, spuneai de, de timp, deci trebuie să-ți acorzi timpul ăsta tu ai acest timp sau trebuie să-l cauți întotdeauna? Nu, e o stare continuă? Găsești. Deci devine iarăși o obișnuință. Când îți place ceva, știi că ai nevoie, uite, să te relaxezi un pic sau vrei neapărat să asculti un podcast, găsești timp. Puci copii, pui sau speli acolo vasele, dacă nu ai mașină în spălat vase, între timp pui telefonul și ascult, sau pui căștile, mătur prin o grad, prin curte, da, iarăși neapărat ascult, mi îmi place să nu stagnez, îmi place să mă dezvolt, să nu rămân cu aceleași idei pe care le-am citit cândva undeva sau le-am învățat undeva în școala generală sau la universitate. Și asta, asta, mă dezvolt, asta îmi place mie să, să fac. Deci găsești timp dacă vrei. Și îți faci timp permanent pentru unghii, pentru machiaj, pentru pedicură. Cumva astea, da, ești astea sunt pe val. Pentru exterior, îngrijirile astea de exterior, eu mai mult mă refer la de suflet, știi? Umplerea asta din interior. Cele de exterior îți dau un pic de încredere, mai multă. Pentru că atunci când ești cu unghiile, spre exemplu, mai roase, mai rupte. Exact. sau... <laughs> Trebuie să recunoaștem, nu mai ești chiar așa de simplă, știi, să fii uh, liberă în orice gest pe care îl faci. Deci, evident, cumva, de uh, psihologic, da? vrei să ascunzi mâinile și nu te concentrezi la ceea ce vrei să spui, la mesaj. Ca să, să înțelegem, de fapt, starea Mamă, de exterior umple și starea din interior. Una de alta foarte mult contează nu chiar contează foarte mult. Că ceva spunea că, dar pe mine mă iubește lumea așa, așa cum sunt. Că Dumnezeu m-a creat așa naturală și vreau să fiu așa naturală în continuare. Dar dacă tu vrei, dacă vrei, dacă simți că vrei undeva să îmbunătățești, chiar același machiaj, să îl îmbunătățești aspectul tău exterior, aceeași haină. Eu până a cunoaște un stilist vestimentar, credeam că la mine garderoba e ok, adică asta este stilul meu, așa mai romantic și ok, adică nu, nu, vedeam demodarea acolo, știi? Și când am făcut conștiință și mi s-a deschis așa ochii, okay, zic, wow, iată cum, iată de ce. Și acum când primesc complimente la felul cum asortez hainele, ținutele sau machiajul, atunci îmi dau seama că asta tot contează. Dacă este un principiu a tău, tu poți să nu faci asta, asta nu e obligatoriu, asta nu te umple, asta 100%, asta, asta, e, asta e material, șertăciune dacă vrei, dar îm, independență. Dacă tu simți că ai o problemă în asta, da? vrei, că place cineva și vrei, de ce să nu faci? Poți să găsești timp. Deci unghiile, părul și așa mai departe găsesc timp doar dacă soțul meu este liber. Deci Dacă el nu este liber, îmi fac programul după el. Dacă nu, atunci rămân fără unghii. El trebuie să aibă grijă întotdeauna da, cumva să-ți ofere posibilitatea. Da. Da. Cum este atunci când depinzi de un bărbat? De financiar? Și financiar și ca timp, pentru că tu zici acum, dacă el este ocupat, înseamnă că... Nu tu... e așa ne-am înțeles, pentru că pot să apeles și la mama mea și la tatăl meu și sunt situații extreme. Dar de cele mai multe ori am zis că eu am vrut viața asta și nu între viață și moarte să-mi fac eu părul. Da? Și atunci când soțul se eliberează, de ce să nu stea el cu copiii? Știi cam, să cedezi. Da, deci nu vreau să implic. Oameni străini, tot așa pe la, dar n-am avut încă așa necesitate să adică să achit eu, da? Cuiva, cumva economia deja merge. Să achit pentru că apoi să achit dublu și pentru păr și pentru timpul celălalt. Nu, prea, da, dai nu seama prea să, văd să iei sens. o bonă pentru opt copii cam cât... Nu, e pentru o oră, cred, pentru o oră. pentru anumite probabil. funcții, da, să se supravegheze sau că copiii sunt mari și nu, nu e problemă. Hai să ne îndulcim un pic da. cu acest vin pentru noi, femeile. Mulțumesc că ai venit. Și Eu nu prea beau, dar așa gust. Păi asta și o să facem. Hai să gustăm. <laughs> Unii spun că vinul e ca femeie. <laughs> te îmbată. Cu... Ah. Te îmbată. Credeam nu că știu. cu, cu ani devii mai, mai bun. Mai bun, da. Mai sunt mai multe bună. zicale mai și proverbe despre da. vin și cu vin. Vorbim despre femeie și tu te simți împlinită, ești fericită, fericită cu tine, comunici cu tine. Acum e un trend asta. E un trend, da? da. E un trend, dar asta dintotdeauna a fost. Să ne aducem aminte, Aristotel, Socrate și așa mai departe, ei cu asta s-au ocupat în antichitate, de fapt, să ne descoperim pe noi și să ne umplem, ei căutau scopul vieții. Tot de acolo, uite, am ajuns că suntem atâta generație și tot de la ei învățăm. Și înțelegem că, de fapt, deși a evoluat foarte mult lumea, Totuși, adevărurile sunt acolo. Adevărul de unde eu mă inspir, de unde eu mă umplu, este din Biblie, este Cuvântul lui Dumnezeu și El este pentru mine da și a mine, adică nu este derogare. Și înțeleg că toate trendurile acestea, și în psihologie mai ales, toate cărțile care le citesc, ele toate se inspiră din Biblie. Toate. Eu, dacă știu, studiez Biblia în fiecare zi, ani la rând singură, fără a fi ghidată de interpretări omenești, îmi dau seama tot. Adică, știi cum, ajungi la un moment dat, înțelegi, a, iată de unde am luat asta. Iată, asta este în Biblie, asta e, înțelegi? Adică... Știi să te supui, știi să ierți, să te ridici, da. să mergi înainte. Da, da, astea sunt... Da. Sunt momente în care te superi pe Dumnezeu? Nu. Nu e așa momente? Nici n-am avut niciodată. N-au fost niciodată. Am fost pur și simplu întrebări. Doamne, arată-mi unde am greșit. Pentru că știu că orice nu se întâmplă în viața noastră se dă cu un anumit scop să ne trezească, să ne schimbe, să, să, ne pocăiască, adică să ne pară rău de ceva și să nu mai greșim, pentru că în continuare, dacă mergem pe calea asta, duce la perzanie și nu, nu aducem bine nici celor din jur, și, adică, și oricui se poate întâmpla orice asta, de multe ori o repet. De deci, ce o iau așa? Dacă s-a întâmplat, înseamnă că așa a fost să fie și caut răspuns. De ce? De Bine, ce cumva întâmplat? acest de ce îl cauți pe parcurs. Dar la moment, întotdeauna există starea asta de supărare. Până numeri la, la 10, iar până la 10. Poți să plângi, da. Poți, adică, să fii foarte tristă. Mai da, ai te momentele doare. acestea. Și cât de des plângi, cât de des faci acest lucru de detașare de tot? A fost recent, bine recent, relativ, cu Instagram-ul, chiar când mi-a blocat contul, ce mi-a ce să plângi de la așa ceva. Dar cumva m-am simțit neîndreptățit, neajutorat. Știi, când știi că este o anumită instanță care poate să, -ți, să te ajute, să-ți nu știu, să ghideze, cum să faci, ce să faci ca să ajungi, că ești pe nedrept luată drepturile astea tale care îți aparține, este lucrul tău. Atunci m-am simțit așa, inutilă, parcă, mă, de mai de ce, cum, așa nimic, gata? Așa s-a întâmplat și gata, nu pot face nimic. Și atunci, da, am avut o stare așa de slăbiciune, Cumva Instagram-ul face parte din familia ta, din lucrul tău? Adică, dacă, dacă eu l-aș închide personal, e ok. Dar a fost așa un moment că cineva l-a blocat, l-a raportați, și nici instagram deci prin contestațiile pe care le făceam, nu îmi permitea. Adică, tu nu, nu prea am niciun răspuns. Și a costat și mult Să-l restabilești financiar. A fost două luni. Dar și financiar, a trebuit cumva să achiți pentru restabilirea instagram Nu, a fost prin restabilire, deci prin contestații. Prin contestații, dar durează. Trebuie să fii în fiecare zi așa răbdător, să faci aceleași contestații, formulare, să scrii, la fiecare diferit. Era cineva care vrea anume să-i achit. Erau foarte mulți, am apelat la foarte mulți. Însă niciunul nu avea puteri. Niciunul. Deci eu n-am achitat înainte. Zic, ok, ok, îți achit după, dar uite, niciunul n-a, n-a avut putere, decât Instagram-ul singur. Decât tu singură, adică, pentru da, că ai reușit din... zilnic să le scrii și da. să-ți da. restabilești ceea ce este al tău. Da. Atât de frumos spui că ai plâns pentru Instagram, dar când o faci pentru familia ta, pentru puii tăi, sunt momente în care ai așa niște slăbiciuni, tu ca mamă te obosește tot, tu ca femeie, poate ai necesitatea să, să mai comunici, să mai ieși. Ai momentele acestea? Nu, soțul meu m-a ajutat foarte mult în, de când se întâmplă ceva, vreo chestie în copii. Spre exemplu, Tadeo, care este a cel mai activ, da, el de ună zi a dispărut, deci pur și simplu a ieșit din casă, se joace cu skateboard, dar nu mi-a zis mie. Și eu vreo patru ore tot îl căutam și eram foarte, da, eram, poate cineva era disperat, plângea și nu știu ce, dar eu cu soțul, da, discutam, adică el pe mine mă, mă consolează. <laughs> și hai să vedem unde este skateboard, adică am analizat toate momentele astea unde ea da, el a plecat la, cu ul la topogan s-a întâlnit cu, și am discutat după asta. Am zis că orice mamă și-a reșit de minți, adică patru ore, de ce ai făcut asta? M-a durut, m-a durut foarte mult, n-am înțeles de ce el așa. Am crezut că e ca vara, știi? Noi suntem deja în an școlar, și, dar vara eu eram prezentă mereu, știi? Și nu înțeleg de ce nu mi-a zis. e un moment care, iarăși, situații din astea mă pun pe mine la dubii, anume ce fac eu greșit. că el, că el e copil. Sunt copil. copii, da. Da, dar de interzis, știi uneori este reacția asta să nu spui părinților dacă e prea severă, spre exemplu, sau nu-i permite, știi? De permis, parcă i-am permis. De permanent, știi, Des a tras atenția lui, el în mod special întotdeauna, el e vizorul meu mereu, îl implică în orice pentru că el e, limbajul lui asta e cuvinte, deci la el toate cinci, în general, și cadouri și, deci el e, toamne Asta înseamnă să fie al cincilea copil pentru că eu tot nu sunt știu. al cincilea da? și suntem hiperenergici wow. și Serios? Da! Super! Din cinci? Da, cinci suntem și eu sunt mezină. <laughs> dar mult. al cincilea copil, nu știu ce, puțin după mine. Nu stai locului. Nu știu, că sunt fiecare are a lui. Dar e el a luat asta de la taică sunt. Și cumva trebuie să văd și eu. În momentele astea tot mă pun pe gând. Ei mă învață. Bine că suntem în oraș și probabil atunci ți este mai mare frică. Da. Eu dacă am crescut la țară, Puteam să dispar. Da, da, te nu era atunci așa oricum. teamă cum se întâmplă acum. Dar patru ore, câteva secunde îți se dispare copilul și inima ta se duce din cap în altă. Da, <laughs> dar parte. patru ore, tu nu ai plâns, cumva te ești foarte echilibrată. Încerci să găsești soluții. Da, m-am mers, am, că l-am căutat prin. Da, în un, dar în timp te-ai făcut așa soțul meu este panicat, el e așa gen de om. Seamănă, apropo, cu mama mea soacră, care tot, doamne ferește să nu alerge, că cade și se lovește. Dar eu le dau voie. Și asta am învățat. Deci eu, de la început, eram foarte panicat. Cine mă ține minte cu primul copil? Și îmi spune și acum, măi, mi-aduc aminte eu, tu cu teu, așa, spălați-vă mâinile, nu pune mâna aici, aici șor pune acolo, pe care tot era. Dar apoi am învățat să fiu mai relaxată să fiu mai flexibilă, să nu fiu categorică. De exemplu, nu beau, nu beam vin, știi? Adică, nu vin, în general alcool. Dar apoi am învățat, uite, viața te învață și cumva ai înțelepciune că e mai important totuși respectul pe care îl arăți față de om decât zici deci, că eu asta nu mănânc sau eu asta nu beau sau Doamne ferește, că nu o să facă nimic dacă o să bei un pic de vin, da? Că nu o să te amețească. Nu faci păcate dacă, dacă, ar fi să vorbim așa. Rezultatul contează, da? Scopul. Ai întotdeauna. Fost, fost întotdeauna rezultatul. Din ceea ce am reușit să privesc, tu ești de fapt prințesa tatei. Cum <laughs> e să te simți prințesă? E interesant de ce așa crezi. Așa impresie ți-a făcut. Noi suntem trei fete. Da, întotdeauna fetele au o legătură specială cu tata. Mm -hmm. Și atunci tot atât de frumos vorbești despre tata, tata. E asta relația asta că fetele adică am facem o catalogare, da. Fetele cu tata și băieții cu mama. Eu nu sunt de acord. De ce? Pentru că eu acum mama, opt copii, și fete și băieți, văd că nu nu în asta. Nu, nu nu e asta principiul. principiu. Pentru că depinde foarte mult de tată, și depinde foarte mult de copil, de fată. Adică sunt, totul este individual. Nu este un principiu general valabil pentru toți și restul sunt excepții. Nu, invers. Cu ta, la noi așa a fost o educație în familie și cu mai mult cu mama. Chiar. Fetele mai mult cu mama. Tata căuta băiat, trei fete. Da, tot trebuia să fii băiat eu. Da. Și el de fiecare dată aștepta, mai ales ultima fată, care după mine, în general, a fost, cred că, șoc pentru ei. Dar, știi, asta înseamnă atunci când nu știi sau nu ești prea aprofundat în, în anatomie, în general că îi făceau, știi, a, tu nu poți face băieți, a, nu, tu nu poți face băieți, că nu depinde de, că tu nu poți sau că femeie sau că de bărbat depinde. Asta e tot de la Dumnezeu și cum, cum nimerește din atâția uh, milioane de spermatozoizi care ne merește acolo, asta este. Deci, nu e că nu poți face. Și noi am crescut uh, alături de tata, noi n-am fost uh, nici prințese, nici. Uh, nu a fost sever, a fost, facem parte dintr-o familie de intelectual. Mama întotdeauna cu, dacă a fost și directoare la grădiniță, apoi vice la școală, deci ea ca pedagog a fost foarte implicată și îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru ambii că mi-au transmis cele mai bune calități, principii, valori pe care te le transmit și copiilor mei care este relația lui Teodor cu fetele tale? Noi ne conducem după un principiu care este din, l-am preluat e adevărat din psihologie, de la mai vechii <laughs> psihologi, pentru că la cincilea copil când eram însărcinată, n-am zis nicăieri, îmi pare că în momentul ăsta, profesoara fiului meu mai mare este și pedagog, dar și psiholog. Și atunci eram așa într-un moment de cum până să zic, nu știam cum e mai bine, pentru că soțul meu avea anumite principii, eu aveam altele și zic, da să comunicăm, să facem o strategie, să ne documentăm cum să mergem mai departe cu educația. Și am întrebat atunci pe Liliana, psiholog. probabil. Da, Liliana Milnicenco. știu, <laughs> da. O, o minunată. Da, și atunci, de, în general, eu vorbeam foarte des cu ea. Eu ador oamenii care sunt și specialiști, dar și flexibili, care nu sunt categorici. Pentru că când aud categoric, gata, zic aici, e greu. <laughs> um, și atâta, ea mi-a mi dat câteva titluri de cărți, bine, de autori. Și doar ideile de bază. Că e bine ca fetele să fie disciplinate anume, disciplinate, da? când face ceva greșit sau să învețe cum să facă pe viitor, iată să fie disciplinate de mamă și băieți să fie disciplinați de tată. Deci eu, ca femeie, nu trebuie să-i diminuiesc din autoritatea lui de bărbat, chiar dacă din pruncie, poți să zici, anume, iată, fiind foarte severă cu ei, da? Nu foarte severă, dar oricum, atunci când este o problemă, ceva, trebuie să faci o leacă de morală. Și atât morala asta, e bine să o facă tata. Și morala, da? Când se întâmplă ceva, soțul meu, deci la noi e foarte simplu, se întâmplă ceva, o problemă, soțul zice, asta e Manuel, asta e treaba ta, sau asta e asta e treaba ta. Eu, dacă, iată, Tadeo, da, a venit, eu, el a venit, eu am spus, de ce? Eu mă simt foarte, foarte rău, pentru că tu ai plecat, dar așteptăm pe tatea și el o să vorbești cu el. Deci ei au vorbit. Eu nu știu ce, cum, dar... Înseamnă că eu acasă, a general, și general nu am cu cine vorbi. <laughs> <A fost laughs> da, deci asta e indisciplină. Și în, în bărbatul, adică tatăl, trebuie să, iată cum ai spus tu, prințesă, asta trebuie să facă el. Deci toate emoțiile lui, să dorească flori, să, să o pună în valoare, pentru că ea trebuie să știe că ea deja are o valoare, da? ea nu trebuie să-și să demonstreze valoarea asta, ea deja are o valoare. Și toate complimentele pe care le primește de la tată, toată atenția, ridicarea asta în slăvi la o femeie este foarte important pentru că e pe viitor să nu cadă așa de ușor, plată, a, ți-a adus niște flori, 20-30 de trandafiri te-a cucerit, dar unde e acolo, în interior, știi, în esența? Sau ți-a spus câteva complimente pe care tu nu știai că tu arăți așa de bine și așa, de frumos și ai ochi așa frumoși, da? Uh, și gata, wow, gata, înseamnă că el pe mine mă iubește. Dar când primești asta de acasă și tata îți spune că da, ce frumos și ochi da dar cu să tu cu așa buze frumoase, dar tu nici nu ai nevoie de botă <laughs> din astea. Uh, îi să ridică știi, încrederea în sine și atunci orice gentleman, orice nu știu din ce domeniu o să vină, că o cucerește foarte greu. Tu ai preluat aceste lecții de la tatăl tău? Apropo, cum a fost nu, când tu te-ai căsătorit? Că... Ce a spus tatăl tău? Uh -huh. Au fost atunci niște replici? Da. Plus că dor era mai mare ca tine? Da, da, ei n-au fost de acord pentru că probabil știe lumea că el da. este la două căsnicie și Dar e personal, ți-a spus ceva atunci tata? Da, da. da, deci noi am fost... Ne-am logodit fără ca să cer eu părerea părinților. Dar părinții știau că eu sunt într-o relație serioasă. Noi numai două săptămâni am întâlnit. Și în astea două săptămâni, Teo mi-a zis intențiile lui, adică el nu vrea să pierde timpul așa. Dacă ți-ar face fetele tale așa, tu ce ai zice? Nu, no, oricum eu i-am prezentat. Adică nu a Gata, fost Gata, ai scăpat. Nu a fost așa, știi ceva. Va? Da, te-ai pus în situația aceasta. Eu dacă greșesc undeva, eu le spun. Da, uite, eu am făcut asta. Nu trebuia să fac. Prea repede am făcut ceva, știi, uite. Sau când în copilărie mă duc departe. Uite, eu când eram mică v-am făcut asta. Dar nu spun că eu eram cea mai, nu știu ce, invers. Negativ, vedeam. Și uite, hai să învățăm din greșelile mele. Să nu faci tu asta adică mi-aduc aminte cum eram mama mea a fost, când a început era asta cu internetul prin 96-97 noi am avut internet prin dial-up și erau niște factori, telefon foarte mari din cauza mea, că m-am scăpat și a punea lăcată la, la ușa ei deci era groaznic nu îmi dădea voi nimic, deci, dar Deși ea era psiholog, pentru că, ea, apropo, toate cărțile pe care ea le citea, îmi dădea mie și o le citeam, le savuram, tot băgam în mine. Și uite că era foarte implicat în proiectele ei și nu avea timp știi, să vorbească cu mine, să explice ce, ce, cauți tu acolo, de fapt, și hai să vedem cum se poate necesitatea asta ta sau, sau să o limităm. Da? Dacă îmi dădea un timp limit, era super, era să să primească, știi, ceea ce am vrut eu să primească. Interesul meu era să fie satisfăcut și emoțiile mele erau să fie la fel. Și ok, mergeam mai departe, știi, sau hai să căutăm o altă, altă strategie. Dar eu deja a, acasă mi se interzice, căutam în exterior. Și erau internet cafeuri. Și tot căutam așa, comunicare, comunicare cu băieți, evident, că altceva cum să comunici ce nu ai învățat tu la părinții tăi și vrei să-i înveți pe puii tăi. Ce nu ai învățat de la mama, poate la timpul potrivit, și tu încerci să dăruiești mai mult fetelor tale? Nu, nimic nu este așa ceva care să... Iată, soțul meu de zi, tot vorbind așa de trecut, i-a reproșat mamei că, că de ce mi-a permis mie cu cineva să mă întâlnesc înainte de el. Că trebuie să o baci la activități, una alta și ea avea prea mult timp liber. Ca... dama matale, i a dat voie, știi? Adică cam așa a fost reproșul ăsta. Adică iese că mama era, de fapt, liberală, nu a fost severă, nu a fost mama, că ea era mai implicată, tatăl era foarte ocupat cu lucrul și venea târziu, venea, adică pleca de vreme. Și nu prea am văzut noi prezența lui, să zicem, în educație să aibă o influență foarte mare. Dar mama nu mi-a depunea toate punctele. Eu îi spuneam, eu n-am avut așa ceva care să nu-i spună ce știe tot, absolut tot. Ai avut parte de o copilărie fericită. Da, și, și, eu vreau ca și fetele mele, știi, să-mi spună tot. Adică, mă rog, eu înțeleg că sunt momente când ți-e frică să spui, dar cum o să reacționeze da. sau o să mă înțeleagă. Dar eu le spun cel mai bine să spui pentru că n-am să te judec. Eu anume sunt aici pentru ca să te ajut. Cum să facem să rezolvăm? Ai o necesitate? Spune de ce. Ți-a plăcut? Sunt momente când ia lucrurile Manuela, în special. Și eu le găsesc la ea, fără ca să mă întrebe. Știi? Și cumva asta nu mi-a plăcut deloc. Pentru că este că stai un pic, dar eu îi dau, eu îi cumpăr de toate, știi? Eu îi împrumut lucrurile mele, hainele mele. Dar uite că sunt momente că totuși ea crede că asta e normal să vină să <laughs> caute ceva și să ia la ea, să îmbrace, să plece. Și atâta noi, atâta asta e adolescența, da? Sunt momente care trebuie de discutat, de comunicat și ajungi la, la, un numitor. un compromis, fiecare cu lucrurile lui. Da. Eu deja te țin prea mult de vorbă și îmi dau seama că ești flămândă. Da. Noi am făcut comanda oh. la Vasabi să Eu aduc am că s-a terminat deja. Nu, 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 asta abia e începutul. Oh. <laughs> Sper că au ajuns sușile noastre. Oh, Sunt, este și comanda superbă. Voi, acasă de regulă, cu o așa, în ah, număr da. mare, vin, sus Da, 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 da. Eu ce zic, poftă mare. Poftă mare. Am vorbit despre Drag. femei, despre femeia din tine. Apropo, Deci cum te alimentezi? Tu mănânci corect? Sau așa este feleșagul tău? A, nu, nu este feleșagul meu. Da, de la dacă, natură. Dacă m-aș lăsa așa pe tânjala, atunci eu cred că m-aș adăuga, m-aș rotui. Pe bune? Da, eu cred că da, dar eu am totuși nu doar opt suflete, adică și soțul meu, care tot are o problemă cu gestia și trebuie să am foarte mare grijă de el. Adică responsabilitatea de, pentru alimentația lor, hai că și eu mă... Da, trebuia să aduc pentru începători. Oh, da. Alimentația... Oh. Hmm. Alimentația și sănătatea copiilor, sănătatea familiei mele depinde foarte mult de alimentație. Ideea. Secretul că arăți așa bine cumva vine și despre da, felul cum te alimentezi. la fel, arăți bine. Da, eu nu reușesc să facă mâncare așa cum faci tu. Da. Cum sunt? Super. Da, mulțumim Nota Vasabi 10. pentru care grijă să se să hrănească oamenii care muncesc pentru un podcast sincer. <laughs> Foarte plăcut. Chiar e foarte plăcut. N-am mai mâncat așa, într-o misiune. Nu au avut tot. grijă să aducă mai multe feluri. Uh -huh. Uh -huh. Hai! <laughs> 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 mm. ce mai e una. Dacă-mi Dar Chiar hai să mâncăm bine. Ca să avem... Sper să aducem discuția mai departe pe bune, da? Să mâncăm. Știi care este ideea? Că ei au adus gen corabie, că noi în continuare să mergem cavalul, așa, pe apă, și mm, fie tot foarte ușor. Tot de e simbolic, da? De care să mai gustăm noi. Da, totul este cu temă wow, și în temă. Îmi place. Da, te rog să guști din fiecare, ca să, da. să ieșim să de aici. Îmi place că ești profundă. Și flămânde. Și face legătura așa ușor cu diverse. Uh -huh. Eu în podcast dat. doar am băut, dar de mâncat încă nu am mâncat. E prima azi? dată când mănânc. Da, azi? și azi. Mm. Și acum. Dar în general în podcast am avut doar băutură. Dar cătorită vasabie oh. o să fim și frumos, chiar. sătule. Da. Hai cu vin! <laughs> Land Andov Basarabia, tot s-a gândit la noi. Cam toți se gândesc la noi și le mulțumim. Da, mersi foarte mult. E yeah, un altă uh, fel, da? Uh, mai, mai cald, mai de casă. Dar știi ce mă bucur? Că ei au grijă să <laughs> ei, 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 la toți se gândesc, știi? Am să le pun așa, cred că mm -hmm. e bine. Um... Dacă este necesitate, uite la mine și mă uit la tine. tot e bine? Da, la mine tot. Perfect. <laughs> înseamnă <laughs> da. că mulțumim o folosim mai târziu putem să trecem la următoarea da, etapă, la un alt set de întrebări mai acum. relaxat, mai cu energie da, dar chiar simți? Da. Uite, am mâncat și parcă da, altfel da. o să da, da, da. spornească tot valul. vreau aici cum să trecem despre ambițiile tale cât de mult tu ai niciodată, sau, mai bine zis, ambițiile acestea ale tale, tu oricum le-ai cedat în folos copiilor tăi, în folosul lui Teodor. Dar ambiție, ce e cuvântul ăsta? Cuvântul ăsta mi, -mi pare ceva în sens așa mai peorativ. Da? pentru că atunci când ai ambiție, asta e ce Ceva ce vrei? Glorie? Vrei faimă? Vrei ce anume? Da? Adică foarte mult contează scopul vrei să fii în carieră, să excelezi, ok, fetele care sau femeile care își pun asta drept scop, atunci eu cred că ajung. Da? Dar scopul tău care fiu un... a fost? Unde ai vrut să ajungi? Sincer, de când mă țin minte mică, mică, să am un soț ca tata. De-asta a fost scopul vieții mele. <laughs> Și pentru că mama l-a prezentat așa pe tată, înțelegi? Adică așa era la noi, anturajul în familie. El venea acasă, ți-am zis că venea târziu. Eu îl așteptam și mâncarea care mama a pregătit-o, ne-a da? Era acolo, îl așteptam, însă eu spuneam, pune mâinile pe genunchi. Și nu fac nimic, eu îți aranjez masa, eu îți spun nu nimic, nimic, nici furculița, tot, 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 eu trebuia să am grijă de el și acum aș aduce amintea asta cu emoție în, în suflet. Și zice, nici o fiică n-am auzit nicăieri așa ceva. Deci eu aveam șase, șapte ani, așa. Îmi plăcea foarte mult să am grijă de el. Și îl vedeam ca, ca tot, adică anumit exemplu de bărbat pe care eu aș vrea să-l am. Vorbeam despre tăticul tău și mă gândesc întrebarea mea pe la început a sunat că tu ai fost prințesa tatei, dar de fapt tata a fost prins pentru tine. Tu, da, rege. De, uh -huh. Ca un rege. Da, da, da. Eu am grijă, stai, da, da, da. îți aduc toate tăcâmurile. Da, da, da. Oricum, vezi, ai o relație specială cu tatăl tău, îți luceți ochii când vorbești despre el. Da, dar și cu mama, adică mama era, știu, îți sunt minte momente tot, uh, mergeam de mână cu ea, deși eu aveam deja vreo 8-9 ani, adică mi a plăcea, eram deja, știi cum, în adolescență, mi a plăcea să dorm cu ea, uh, să numai ce făcea mama mâncare, numai de acolo mâncam, adică nu mâncam niciodată, la bunica foarte greu mâncam, foarte greu acceptam alt altă mână să facă mâncarea. La mine asta, psihologic, ceva s-a pus. Foarte greu am acceptat în adolescență alte feluri de mâncare. De asta și produse nu folosești mânca. de la mama. Dar da. Să revenim despre ambiții, că ziceam, dacă tu ai ce dat din ambițiile tale pentru familia ta. Deci, cum am zis, că nu sunt ambiții, asta în primul rând. Dar, dar sunt scopuri. Vrei cumva da. să le poziționezi altfel. Da, cuvântul ăsta nu-mi nu place. Dar doi... Uh... Eu n-am cedat nimic, eu m-am descoperit, eu sunt doctor în drept, eu am evoluat, eu m-am implicat în toate proiectele care le-am pus, care erau drept scop acolo în derulare, n-am anulat nimic, n-a fost ceva că, uite, nu pot, că sunt însărcinată sau nu, le asta nu a fost. Pur și simplu am găsit așa domenii în care să pot combina, să fie și copii prezență pot să iau, în -mi minte, chiar ultimul meu proiect Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, noi mai mult am conștientizat lumea și a fost internațional, în Ucraina, România și Moldova și de partea Moldovei eu am avut grijă. Și cumva a fost, țin minte, eram însărcinată. Și în Belgia, la 7 luni și ceva, deci eu eram cu burtică la 32 de săptămâni sau ceva. Deși atunci era tabu, nu știu cum, acum parcă pleacă în, la vacanță în Turcia, nu e problemă, Știi? Dacă ai burtic mai mare. Dar atunci nu știu de ce. Da, Până la 32 de săptămâni, da, probabil. Da, da, de era destul de mare, și dar am mers, tot a fost bine. Și apoi, când doar s-a născut, era. Deci, se derula ăsta, proiectul, știi? Și trebuia să fim într-o tabără cu mai mulți voluntari. Și era esențial și eu să fiu acolo prezent. Atunci am luat nou-născutul meu pe drum cu maxi taxe. A fost, nu știu, am organizat așa bine toate condițiile ca să îmi previn, știi, să nu fie ceva tragedii sau ceva, să, să nu pot să-mi să fac față lucrurilor. Copiii nu se reușe... încurcă în realizarea unui vis. Nu, nu are. Dar ce vis? Dacă, spre exemplu, vrei să devii un vis, da, sau o ambiție, hai să zic o ambiție, să fii campion în ceva, da, în sport în special, da, sau să câștigi Eurovision bine, ca asta e mai. e ce mai subiectiv, da, să câștigi un concurs de muzică. Dar, iată, în sport, atunci, da, eu cred că aici este, să încurcă. Evident, pentru că aici trebuie foarte multă muncă, dedicație, timp, fără ca să faci exerciții zilnic, 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 de multe ori pe zi, n-ai să reușești să fii campion. Iată aici, da. Dar eu n-am avut așa niciodată un scop Uh, am avut scop să devin doctor în drept și datorită că este legea uh, care permite să iei și licența de avocat dacă ești doctor în drept, atunci am zis că uite, am să-mi pușc epuri odată și în cazul în care eu simt că vreau să fiu avocat, am să, am să merg pe, pe, pe sfera asta. Uh, deși eu în sânge mai mult sunt procuror. <laughs> Să, să, mai, îmi place să cercetez foarte mult și descoper foarte, foarte ușor. Am uh, latura asta foarte bine dezvoltat Și, dar am mers pe, pe asta și am avut momente când am vrut să cedez să cedez la doctorantură, să zic că, uite, nu mai pot uh, scrie, parcă nu merge. Apropo, am uitat să iau cartea, monografie, am vrut ceva să-ți să aduc, dar ți-am adus altceva monografia mea pe care am scris-o, și în domeniul ăsta pe care eu l-am cercetat, pur și simplu, nu că nu, nu puteam, dar trebuia timp. Eu simțeam că uiteam nevoie de timp. Eram însărcinată cu Tadeo, al cincilea. Și atunci soțul a luat, a zis că nici într-un caz eu te ajut 100%, și el luat atunci în fiecare zi, câte două ore, copiii, ducea în parc și eu în acele două ore, în fiecare zi, scriam teza. Deci eu, el spunea, dacă tu faci o pauză, o zi sau a doua, sau o faci o dată în săptămână sau când se aduce aminte, tu nu ai să faci știință. Pentru că ideile îți vin, cercetările îți vin odată, una după alta, știi, când ești conectat acolo. Dar când faci așa, când îți aduci aminte, dă să scriu aici un obiectiv, dă să scriu acolo o recomandare, nu, asta nu faci. Trebuie să fii conectat, să fii firul roșu de la și până la. Și uite când el a fost, atunci am făcut foarte intens. Și așa am reușit să fac teza și foarte mai repede decât era planificat. Înțelegi? Teodor a fost profesorul tău și și-a da. asumat asta pe toată viața. Da, el Ca este. o elevă. Eu mă duc, tu înveți. Da. A rămas cumva asta pe parcurs? Da, da. Și mie îmi place. Sunt unele femei care nu le place să fie învățate. Dă-mi pace că eu știu. De ce mă înveți toată viața să mă înveți? <laughs> Dar mă bucur că am așa un soț înțelept și care are ce să mă învețe. Toată viața te simți o elevă? O elevă. Dar nu e în sens negativ. Da, nu este da. în sens negativ, dar ție ți e place acest rol ca Teodor să o facă pe profesorul? Da, de ce nu? Adică el își pune totuși 12 ani diferența. El a trăit mai mult ca mine, deja. Și, uite, cu 12 ani, deci este un pic, dar Eu la 50 de ani sigur am să gândesc altfel în unele aspecte decât gândesc acum la 39 aproape. Așa că eu cred că e normal, e absolut normal. Să, Dar sunt lucruri accept. care nu le accepti? Când ridică vocea, da, mă deranjează, mă, mă întristează. Dar așa sunt eu, eu sunt profesor, trebuie să. Sunt momente. Dar când ridică Teodor vocea, nu știu, poți să bocești, să te retragi în camera ta, <gătă> ai momente sau uh, te e pui cu el egal în... la egal? Nu, eu pot să ridic vocea și eu, da? Ca să depinde de situație, da? sigur. Dar cum altfel? Adică mi se pare absolut normal toate emoțiile să le, să le dai afară și asta noi nu ascundem, apropo, în fața copiilor. Vreau să nu creadă că, că tot e doar așa monoton și nu există emoții și nu, noi avem toți emoții negative și pozitive, dar noi putem să le să învățăm să le stăpânim pe astea negative, da? chiar și astea care de rușine sau când cineva, nu știu, ai invitați. Eu, de exemplu, nu am, dar sunt invitați probabil care spun, am emoții, da? Iată, chiar și acele emoții, tu poți să înveți să le stăpânești. Asta e scopul. Eu nu-mi imaginez eu să te pe văd copii. pe tine nervoasă. Tu atât ești de caldă mulți, ca o mulți, pâine. Mulți așa spun. <laughs> Cum arăți tu atunci când ești supărată, când ești nervoasă? Ce trebuie să fac Că... cel care e, e cu tine atunci când tu, nu știu, ți-au zărit capacele? eu de la început depinde de om. Depinde de cine e în față, da? Dacă e un străin, atunci eu râd. Am parcat chiar de una zi, nu prea acolo unde trebuie, dar am parcat două secunde, știi, ca să iasă copii. Și mi-a făcut un cap pătrat cineva, că de ce ai parcat, zic, două secunde. Și m-a numit în tot felul. Că eu nu aveam dreptul, zic, eu imediat plec de aici, înțeleg că nu e deranjant. Și zic, dar chiar așa trebuie, eu merit chiar cuvintele astea, adică îl pun pe gând, știi? Eu chiar am meritat cuvintele care mi-ai dat, știi? Cam așa. Apoi, cu soțul, cumva noi am ajuns la numitor ca să nu mai să ne jignim. Nu aveam parcă nimic de explicat, doar atât ce apare cu copiii, Știi? Poate să fie ceva care eu să nu fiu de acord. El acum poate să certe și acum îl, îl mângă, știi? Și copilul nu simte uh, limita asta. A, da? înseamnă că dacă mai certat și acum mai mângâi, asta înseamnă că nu e foarte grav, știi? E cam așa. Dar eu am învățat, apropo, tot de la doamna Liliana, uh, care m-a învățat, mi a zis uh, un moment, uh, trebuie să arăți emoțiile tale de tristețe. Că ceea ce a făcut el sau ea, copilul, da, te-a dezamăgit. Da? Și tu trebuie un pic, deci să te distanțezi. Nu că acum l-am pedepsit și acum hai să ne mergem, hai să gătim în continuare, totul e bine, punem muzică, plecăm în specie sau nu știu unde. Nu, deci trebuie să simtă că, uite, este un moment care mi-a încălcat, știi eu, o anumită limita mea, m-a dezamăgit și, uite, cumva să fie, să înțeleagă, uite, aha, dacă eu am să fac A, o să urmeze Z și de mama o să fie tristă. Și totuși, ce am făcut eu nu e bine. Știi? Și uite cât timp trebuie să treacă ca eu să, -l, să o recuceresc ca și cum, știi? Și fix așa eu cu băieții, deci tot ziceam de, de băieții mei, cum eu mă comport, că am zis cum se comportă soțul cu fetele, dar n-am terminat să-i cum, cum mama ar trebui, părerea mea, să se comporte cu băieții. Deci să nu diminueze autoritatea lui de bărbat. Deci el permane ajută-mă, înțelegi? Deci ca și cum tu nu poți, dar tu poți. A, exact, ca în cazul meu, da. <laughs> da, dar uneori ei cred că chiar tu nu știi. <laughs> da, dar știi, mami, poate, dar așa îmi place când mă ajut, știi, sau... În general, care e toată ideea? Noi ne gândim la viitor, ca el să nu găsească o femeie care să-l domine și nu, pe urmă nu ne place că nu ca soacre, sacre. Da. <laughs> Înțelegi? Invers ne place ca femeia să fie într-adevăr un ajutor, dar nu să fie ea cea care conduce, nu? Adică orice bărbat trebuie să aibă toate, toate libertatea asta acasă ca să poată conduce o familie, să aibă grijă de familia asta, ca femeia să, într-adevăr, să fie ca un ajutor. Vrea să facă femeia mai mult? Ok dar nu să fie asta obligație pe umerii ei, da? Obligația asta să revină lui. Care a fost cea mai lungă tăcere când tu nu ai discutat cu Teodor sau cu un copil? Cât timp a fost? Cât timp reziști tu? Da, cu copii n-am avut așa. Dar cu Teodor a fost, nu știu, o zi, două, o, trei, cea mai lungă tăcere? Care a fost? De cât timp? Ultima oară când noi am divorțat, deci noi pe bune am divorțat, <laughs> dar el a fost reclamantul, eu am fost părâtul, Adică uh, cei care vor să, să, să vadă asta, tot este online, să vadă, să documenteze. Uh, dar el, uh, atunci, noi am pus punct, cu adevărat, noi, în prima instanță, am divorțat, deci eu credeam că gata. Câți copii aveai atunci? Atunci aveam trei. Da. Și uh, uh, apoi eu am dat la apel timp de, cred că vreo trei săptămâni, cam așa eu, dar au fost trei săptămâni intense în viața mea, când a fost și jos și sus și, și oriunde. Deci eu mă gândeam că gata, eu am terminat cu el, gata, eu fac viața, plec, vreau în general în America să plec, uh, iau copii și plec. Adică el era de acord. Noi am făcut la notar toate că el să-mi dea demnizație să a achite lunar, știi, 10 ani înainte. Adică tot era pus la punct. Până când mai multe au fost. Deci asta au fost în meu. O rebeliune foarte, foarte aprinsă. Și mi-am dat seama de anume greșelile mele pe care eu le-am... Nu eu mi-am dat seama, Dumnezeu mi-a descoperit. Pentru că eu am cerut. A fost un moment când am zis stop, gata, eu caut. Doamne, arată-mi, spunem. Și bine, nu pot să spun acum exact, pentru că fiecare nu trebuie să iei cineva după mine. Dar dacă este relația asta cu Dumnezeu profundă, Dumnezeu o să-ți explice, o să-ți arate exact, sau prin cineva care o să spună și tu ai spui, a, iată de ce. Sau tu ai să citești Biblia așa să înțelegi. A, iată, de, iată unde. A, pe asta despre mine. Aha, și cum să fac? A, iată cum trebuie să fac. Și atunci am oprit? Am, am reușit să dau la el. El a rămas șoc. Eu nu credea că... Tu l-ai chemat înapoi. Da, da, da. Dar și... ce ți-a venit? Da, și de atunci, de momentul acela, n-am avut o zi nici nici o oră măcar noi să nu discutăm. Deci la noi a fost atunci, a noi am comunicat atunci să minte foarte mult. Deci înainte ca să dau la apel, eu am apelat la, adică n-am vrut să mă duc, știi, să mă fac de rușine, înțelegi? Dar a, nu i-ai spus lui că vreau să ne împăcăm. Ba da, am făcut totul atunci când am avut eu revelația asta, am zis că mă duc și vorbesc cu el. Asta, noi, atunci, vreo trei săptămâni, n-am vorbit deloc. Tu ai mai întrebat de pauză. Și atunci, în trei săptămâni, eu, când mi-a venit revelația asta, ziceam, l-am căutat și am zis că te vreau să vorbesc. Atunci noi am vorbit toată noaptea, adică noi foarte, foarte, foarte profund și el nu-i venea a crede cum eu gândesc. Cum așa asta? Tu? Tu așa? Zic, da, eu așa, eu așa, eu am înțeles. Și el nu-și nu, -și, nu -și dădea seama că zic, măi, asta, tu, cuvintele tare, tu cu gura ta spui. Uh, da, tu ai fost vinovată asta nu a fost un scop, o, știi cum cineva zice că dacă e infidelitate sau dacă e, nu știu, ceva, o minciună, ceva gravă care nu poți, Când mi-a scris o fată că iată, logodnicul meu mi-a furat, știi, niște bani. Și zic, măi, eu, de exemplu, n-aș șerta asta, logodnic. Cu cine, adică el trebuie să aduc acasă, da? Dar nu să mă fure. Și-a furat, adică așa deschis, a luat câțiva bani, nu a luat, știi, tot sau ceva să... Și-a fost așa un moment, adică cum să zic, că sunt diverse păcate pe care poți să le pui ca niște cauze pertinente de divorț. Dar la noi nu era. Noi pur și simplu nu era parcă compatibilitatea asta. Uh, pentru că eu respingeam tot. Tu pe mine să mă conduci, tu pe mine să-mi să -mi spui ce să fac. Tu, adică cam așa, știi, a venit un moment la mine că, te eu știu tot. că eu sunt super, știu de toate și n-am nevoie ca tu să mă înveți sau... Și am trei copii și am să fac ce vreau eu. Cam, cam asta a fost. Și și pe urmă am invers, am luat-o de la zero. Că eu, de fapt, nu știu nimic și vreau să încetă, să, să fii mai îngăduitor cu mine și să... Mă, să mă accepti, da? să Acel divorț, da, acele trei săptămâni, cumva au calit și mai mult povestea și relația voastră. Dacă o să o întreb pe el, el o să spun altceva. Adică în sens că o să spună că eu eram super, nu știu cum și că el aștepta și el știa că eu am să... El așa spune, că eu știam că toți o să vină, că asta a fost ca un test pentru tine și mai multe. adică oricum tu ești parte de mine și oricum noi era să ne... să fim împreună din nou, doar că eu vreau tu să înțelegi cu te nu e posibil așa ceva. Adică numai eu pot te... El îmi spunea, iată, noi atâția ani am trăit împreună și numai eu te-am răbdat. Adică nu eu puteam să te răbd. <laughs> Câte, câte, e de, greu să trăiești cu tine, să înțeleg. Câte, da, câte mi-ai făcut, adică, știi, adică nu, nu, făceam, nu construiam, dar distrugeam. Iată, adică asta e un moment foarte, foarte important. Prin ce? Prin mândria asta, știi, pe care o aveam eu. Știi, parcă ești, ai venit în căsnicie, dar vii tu că ești tu rege sau regină, știi, și el trebuie, el trebuie, dar tu nimic. Cam asta. Deși eu, mie îmi plăcea, da, cum spuneai tu, e adică ta ambiție. Deci eu resping cuvântul ăsta, pentru că aveam eu ambiții uh, în sens piorativ, iarăși. Vreau eu să mă duc neapărat uh, nu știu unde cu fetele, da? pentru că eram eu influențată de un grup de fete, uh, anume că, uite, tu trebuie să ieși măcar o dată, în săptămână neapărat, știi, undeva, nu știu unde să ies. Uh, și de-a zic, zic, dar cum poate fi mie Ce cauți acolo? Cam așa, știi? Și eu pe urmă zic, dar cum, de ce? eu mă duc, mă relaxez, e ceva normal. acum să mă întreb, cum? Într-adevăr, eu sunt de acord cu el, pentru că ce, ce căutăm noi cu fetele, da? Într-un local unde sunt bărbați, spre exemplu, numai, da? Adică distracție, una alta, femeie măritată, cam ciudat. El te-a schimbat? Nu cum m-a schimbat, 180. Eu, eu singur mi-am văzut... Ți-a domolit caracterul, mai bine zis, sau... Dar nu, eu eram influențată, pur și simplu. Eu nu aveam încredere în mine, deși, cum așa, ți-ar părea, cum așa, dacă eu din, din proncii eram iubită și adorată, da, și din, întotdeauna. Dar aveam încredere asta cu te... să știu cine sunt, da, și să nu... să am o opinie, să nu fiu influențată de altcineva. Când în clasă am început să vorbim noi despre, am, am început, învățătoarea de biologie vorbea despre sex, da, deci toată lumea a întrebat cine este cineva virgin, dar noi eram clasa 12, adică era deja... Deci nu știu cum a fost o întrebare asta deschisă, știi? Că este cineva virgin sau ceva, noi am vorbit, nici mai țin minte cum. Și numai eu am ridicat mâna că sunt virgin, adică, înțelegi, eram, eu aveam încredere în mine să nu ridici mâna, chiar dacă ești, da, tot trebuie să ai o anumită verticalitate. Înțelegi? Înseamnă că îți asumi ceea ce gândești și ce faci. Dar să nu arăți înseamnă că ai niște dubii sau ți rușine, da? Înseamnă că n-ai încrederea asta încă în tine. Și te e frică cum ceilalți te vor primi, te vor judeca, te vor respinge și vor bate joc de tine. Cum să nu iubești atâta, o fată așa cu minte, ca tine și caldă? Ei, da, eu cred și că Teodor eu eram, zice... eu eram influențată de cercul ăsta de prieteni, de prieteni. Și atât de asta și zic la toată lumea, zic că e foarte important cu cine te legi. Chiar dacă pe interese, da? Uneori sunt niște prieteni pe interese, de stric la colegi, mai vorbim, dar în esență, când stai, te, te întâlnești, nu vorbești despre lucru, da? cumva parcă e deșertăciune. Acela nu ți-e prieten. Nu pierde timpul mai, mai, departe. Nu pierde pentru că te trage în jos. Trebuie să prietenești cu adevărat cu persoane care te cresc. Care de la o discuție, de la oriunde te-ai întâlnit, la o mâncare undeva, simți că ești umplută cu energie. Dar dacă tu ești de acolo și ești istovită, vidă, chiar dacă poate ai vorbit cel mai mult sau invers, ai tăcut, da? dar simți că parcă ești goală, înseamnă că nu-i priet. nu-i, nu de tine. Și nu-i vorba de oameni toxici, apropo, pentru că cuvântul ăsta e tot e un trend și eu resping cu cuvântul ăsta. Oamenii care spun om toxic, cum poți să zici unui om că e toxic, da? îți dai seama, care e o trăvecios, care distruge, care o omoară tot, nu poți să zici asta, pentru că nu asta îl reprezintă pe el ca om. El mai este și fiul cuiva, da? El mai este și undeva lucrează, mai este, poate este tată sau, bine, nu luăm numai genul masculin, despre un om în general, da? Dar de obicei femeile, a, că e un om toxic, adică soțul meu e toxic sau... Uh, nu vă întâlniți cu persoane toxice, fugiți de persoane toxice. Uh, nu, deci nu trebuie să fugi, da? Ai învățat cât ai învățat. Asumați, dar nu, nu, nu sta în acea relație. Da? Ai învățat, ai luat, mergi mai departe. Pentru că noi evoluăm și trebuie să ne asumăm ce, ce, cu cine ne întâlnim și mai, timpul e prețios. -asta, -a ai tăiat. prieteni mulți sau acum i-ai redus? Pot să zic că am mulți, multe prietene, prieteni nu, că nu am genul masculin și nici nu cred că există prieteni în sexe opuse. Dar prieteni foarte multe am, foarte multe, dar eu și cu tine pot să. Adică ce vorbesc acum și toți care mă ascultă e la fel, știi? Nu ai ce ascunde. adică nu, Ești Eu dacă nu, nu, cred că e cazul să spun sau nu ar avea un impact sau nu ar avea ceva de învățat, atunci nu spun, știi? Dar dacă cred că, uite, prin exemplu meu aș încuraja pe cineva, că, uite, din start, atunci când noi ne-am făcut vizibil prima oară când am fost într-o emisiune cu toată familia, atunci eu știam că o să fie foarte mare Gălăgie, da. și gălăgie. Adică în sens pozitiv. Și pentru că noi până atunci n-am, fost nicăieri, nimeni nici nu știa bănuia că eu are așa o familie mare, eram șapte copii și eu din start, ce deci, am avut semnul ăsta sau vorba asta de la Dumnezeu, să mă smeresc prin aceea că el, noi o unică ce am vorbit, că ce spunem, și despre ce vorbim, așa că, mă rog, știi, orice emisiune, și am spus, zic, te rog neapărat să menționez că ești la două căsnicii. Ca să, fie, în primul rând, pe, noi, ne smeresc, da? Că să nu ia asta, wow, ceva ideal, știi? și să fie toată... Dar să, deodată, aia, a două căsnicii, cumva altceva, știi? imperfecțiunile. Nu, ca să fie și pentru noi, știi? Ca să nu ne pune mare treabă, știi, cu aici. Sunt, familii și, și, mai mari, da? Nu e nicio problemă. Dar am vrut asta să fie neapărat să spun el și că mai are o fică, știi? Și asta a fost și un moment de încurajare pentru foarte mulți, care cred că, uite, dacă au divorțat, gata, s-a terminat viața. Nu, bune ori și Dumnezeu binecuvântează și a doua oară. Și eu simt, chiar dacă undeva în diverse biserici, apropo, am fost, în diverse culte religioase, care spun că nu ai dreptul să te recăsătorești cu, sau să te căsătorești cu un bărbat divorțat, cu, din altă credință și așa mai departe. De eu n-am luat asta, eu am respins. Eu din start am respins asta. Eu am zis că nu, nu există așa ceva. Și eu știu ai sigur știut că el era... Eu, legile tale. Da. vreau să trecem la o parte a fotografiilor care vorbesc și ele multe despre tine, mm -hmm. despre voi. Trecem la rubrica Sincer Foto și pentru că ne-am oprit la fotografia voi toți, opt. Și toamna se numără băbocii, apropo. Da. <laughs> tu ce numeri în toamna asta? Găzdane! <laughs> Câte Deci da. Am 6 șase, șase școlari și cu două stau acasă. Adică stau acasă. Avem grijă, e cam acasă. Două mere și la școală. <laughs> <laughs> da. Și tot aici, la fotografia aceasta, vreau să te întreb, cum îi prins tu pe toți opt într-o fotografie? Eu am doi băieți și unul se uită la stânga, altul la dreapta. Și <laughs> cum îți reușește? De la bun început, când am pornit acest blog pe Instagram, am început să să învăț, adică să nu îi fac o povară din asta și le-am spus că, uite, în ultima, sau în următoarea perioadă, va fi mai des vom face poze. Deși, eu am latura asta de a fotografia, de a documenta, de a filma tot, asta de când, de la primul copil. Adică eu am mult material în arhivă, chiar dacă nu eram blogger. Asta mi îmi place. Mi îmi place să documentez, să îi îmbrac la fel, chiar dacă. Și mulți se, se uimesc când văd din arhivă, ciute uite, dar tu nu erai blogger atunci. Da, pentru că asta e viața mea, eu nu fac asta pentru da, voi primiți acum rezultatul da, cu 8 copii și credeți că asta e fake. Dar asta nu este fake, asta tot este viață. Și Pai le arăt fost... din arhivă și ei rămân frapați. Wow! Sau videourile noastre din arhivă, iar și zic asta din când eram în 2008 sau în 2010. Sau... Wow, dar tu fix așa. da, da, pentru că asta sunt eu. Dar că erai mai modestă, mai cumințică și nu totul era în vizorul la toată lumea. Hai să ne oprim la fotografia, el ținându-te în brațe. Am văzut mai multe fotografii la voi? De ușoară înțeleg că ești ușoară, da. te poartă el așa în brațe toată viața? Da, da, asta e calitatea de bază pe care o simte omul în care nu știu, dacă, spre exemplu, știi, să-ți lege cineva ochii și să-ți spună că în spate, da? știind că cine este în spate. Îți spune cineva cine este în spate. Iată, la cineva, oricine, nu cred că din prima știe te da jos să, să cazi. Dar uite, în el am 100% încredere că o să mă prindă și o să mă prindă ușor și bine și orice nu s-ar întâmpla, el e alături de mine și va fi alături de mine. Și eu sunt sigură, 100%, că până când moartea ne va dispărți și el la fel. Cât de deschis este el în fotografii cu tine, pentru că voi aveți foarte multe și ținându-te în brațe și jucați diferite scene. El e, apropo, el mai libertin ca mine. Adică, în ultimul timp a început să fac și el Instagram, ce am, am făcut un cont, să facă story. Și într-o zi a pus, deci s-a pus, zice, iată, eu am ajuns la bazin, și era în slip doar. Și tot să arătați. Și am șters imediat, după, după, jumătate de oră, cred că am șters. Și că avem aceeași parolă. Și verific și el zice, cum așa, cenzură, cenzură, eu am să fac asta, story și am zis că am să scriu undeva, zic că tu pe mine mă, mă blochezi. mă cenzurez. Și eu zic, pe gândește te uiți la cui arăți, la femeile arăți, pentru ce să arăți asta, știi, de care scop? A, e, da, păi femei sunt, mare majoritate, da, e publicul meu, femei, copii, adică gândește-te un pic, și dar el nu știu ați seama, deci, eu credeam că am să motivez, știi, cu sportul, cu... zic, nu te, eu deodată am văzut asta, e un pic mai, mai intim, el nu are probleme. Tu alergi? A, da, Aici, da faci cu... multă mișcare, da, și te-am văzut într-o zi în parc cu, cu toți copiii. Da, nu chiar multă, nu pe cât aș dori eu, pentru că tot îmi ia mult timp să mai rezistență, trebuie mai mult cu ani tot e. Dar cel mai bine alerg dimineața singur, singură, adică mă trezesc, dacă știu că am timp liber atunci, atunci da, fac asta. Faci mișcare da, place, suficientă. Dar nu pentru scopul de a slăbi. Să da, alergi uneori cu copii? Pentru că asta arată da, 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 da. Noi alergăm cu căruțul, cu copii în parc. Și în brațe uneori. Aici, da, a fost moment când eram în, în pădure, la holercani. Da. Am să mă opresc acum la fotografia tu însărcinată? Mm -hmm. De optori ori însărcinată, practic șase ani din viața ta. <laughs> Greu sau ușor le duci? Sărcinele? Da. Ușor. Pentru tine, tu-și povestai, de fapt, în niște interviuri că ești ca fata mare. Da, nu, nu am problemă. Da, cu toxicoza asta am de fiecare dată. Și nu e, nu știu, e ceva normal. Dar știu, așa, psihologic, știu că, uite, durează atât și după asta o să vin în perioada ce de plăcere. Ne oprim la fotografia, <coughs> tu la masă cu toți puii tăi și aici și cât de mult timp trebuie să stai la bucătărie? Și dacă gătește și te ajută? te Toată lumea cred că deja știe că eu fac meniu zile dimineață într-o oră Deci practic uneori în 40 de minute, depinde de ce bucate le-am Dar la asta ce fac eu, la performanța asta, dacă pot să zic asta Este practică Adică în fiecare zi faci un așa ce și ajungi la un moment dat Să faci automat, să faci foarte rapid, fără ca să mai faci liste dar cum am început, atunci când copiii erau mai mulți, 4, 5 și așa mai departe, făceam liste, peste tot era scris, peste tot. Și cu asta mi-am mi -am făcut obișnuința și am ajuns să fac acum pe auto. Adică eu deschid frigiderul și eu văd. Înainte făceam invers, făceam meniul zilei, adică ce vreau sau săptămânii și pe urmă făceam lista. Da? Dar acum invers, acum fac deja plus minus, știu ce ingrediente trebuie să cumpăr și îmi pe loc. Dacă vreau ceva, vreo o rețetă nouă, atunci iau ingrediente special pentru asta. Sau copiii vor ceva să încerce ei singuri, atunci iau ingrediente special pentru asta. Da, mai gătesc copiii sau te odor? Da, da nu da. ești doar tu la bucătărie și nu, nu, îți da. consumi practic deși, tot timpul? Deși chiar recent am spus soțul că el a avut grijă vineri, sâmbătă și deci duminică din masa noastră. Și eu când am intrat duminică, deja duminică, seara, era așa un dezastru, și eu am zis că, haide azi înainte, să ai grijă, așa, cu o masă, știi, maximum două, dar trei zile prea mult. Dar ce, e curat, tot normal. Zic, nu. Adică mi-am trebuit cam jumătate de zi ca să fac curat, știi, după el, după el, după noi, după, da tot, după ce am mâncat ca să fiu așa cu plăcere să gătesc, pentru că când ești nervoasă, când o faci așa de, de mântuială, nici nu faci nici nu gustos iese. Dar pentru mine e esențial să fii proaspăt și gustos. Ca nu e gospodină, ce nu, mai ca, vorbim? Vreau emoțiile astea, știi, copiii să-și aduc aminte de, de familie, de mama, de tata. Uite, mama gătea frumos sau gustos sau era mirosul ăsta sau tata ce făcea și vreau să aibă amintiri. Să fie pe asta gustul estetic activ. în tot. Vreau să pun accent pe asta. Adică eu asta vreau, nu că asta trebuie tot să facă sau pentru mine asta, asta e important, pentru cineva e altceva important. Zece farfurii la o masă. Exact cum te duce în o Da. Deseori sunteți chemați în o așa cu grămăjoara? Cum, cum vă primesc, apropo? Iată, soțul meu, care recent noi vorbeam, zic, tu nu ai prieteni, apropo, el nu are prieteni. Are un prieten, dar cum să zic, e o persoană care noi, ca familie, nu ne întâlnim. Sau el strict se întâlnește acolo să discute ceva, dar să zic că cute ceva se întâmple, orice s-ar întâmpla, și el să apeleze la el, nu există așa ceva. Familia lui, da? Și am învățat asta. Din familia lui să fac prieteni sunt cinci copii și mama deja, și familia e, e, cealaltă prieteni care sare la nevoie atunci când ai nevoie. Și de aici ideea că nu prea sunteți chemați în ospeție? Nu, nu prea aveam, nu, noi nu avem, în afară de rudele noastre, noi nu avem prieteni care să ne cheme, știi, să aibă plăcerea asta, să, sau prieteni de familie, apropo, nu prea, adică avem nănașii noștri care, dar tot rar ne întâlnim. Uh, am două perechi de fiini, amândouă sunt divorțate, știi, și cumva așa s-au format uh, momentele astea și Deși i-aș invita, dar mă simt eu deja neplăcut, că știu că ei când trebuie să vină, știu oricum, știu cum la, la noi primit, să dai la fiecare câte ceva și nu vreau să-i pun pe ei în, cheltuială. Ne ducem cel mai des noi, la soacra, mama soacră, la sora soțului, care țacă, îi spun, e ca soacra mea și deja la părința mama, și De deja vă primesc cu inima deschisă, da, nu o numără. Da, nu e. știu că noi venim, știu că, că trebuie și ei se bucură pentru asta. Că noi Dar vinim. când sunteți invitați la o nuntă, vă duceți cu toți copiii sau te duci doar tu cu Teodor? în ultimul timp, nu știu, am avut niște invitații când eram însărcinată și nu puteam sau, bine, soțul meu a respins nu știu de ce, eu pe urmă am aflat. Zic, de ce nu m a întrebat? Poate puteam să merg. Și a fost niște respingeri de invitații, dar așa a hotărât el și noi am, pe urmă, am aflat de la persoană că voi n-ați putut atunci să veniți, dar eu nici n-am știut de exemplu, da? Ei, n-am crezut că e important soțul îmi spune pe urmă. Și atât moment care pe mine m-a mai deranjat, dar dacă el așa a considerat și pe urmă a explicat de ce, eu am, eu am, fost de acord, adică, da. Dar de obicei nu, nu prea, în ultimul timp n-am mai să ne invite cineva la nuntă. Dar dacă ne-ar invita, cred că depinde de persoană, nu știu. Nu poți să te duci chiar la oricine. M-a invitat, de fapt, o prietenă de-a mea la sora ei. Că iată, ea a fost profesor și s-ar bucura nu știu, mi pare că nu trebuie să fie persoane pe care le cunoști și vrei să să fii alături, știi, să cunoști mai 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 aproape. Și cumva și invitații parcă altfel, altfel te simt. Nu? Tu nu mai mult timp ești în familie, cu familia, dialogul, comunicarea și energia ta se duce toată acolo mm -hmm. și deja parte din online. Mm -hmm. Fiindcă că Îți petreci mult timp pe pagina de Instagram și nu Facebook, pentru că te căutam și pe această pagină și mi-am dat seama că tu doar în Instagram te-ai da. conectat. Am aici și o fotografie tu cu mama și sora ta. Uh -huh. Și vreau să ne spui și despre da, sora mea mai da, mică. Care sora ta în... mai mică. În America. Trăiește. Și sora mai mare trăiește în Canada. Cea mai mare mai rar vine. Asta mai mică mai des vine. Și dar am poze și cu cea mai mare. Tu ai rămas unica din familia acasă. Unica în Republica Moldova. Da, și dacă nu, nu ai era avut tendința să meu, zbori și tu? Da, dacă nu era soțul meu, era să zbor de mult, tot undeva prin Canada, America, adică cât mai departe de Europa, nu știu. Și niciodată, niciodată n trebuie să-i mulțumim noi Teodor. Că dacă nu era Da, ea, eu îi mulțumesc, da, Teo, pentru că el mi-a deschis ochii să, să văd în primul rând pozitivul. Pentru că el mi-a zis, Dumnezeu nu te sau nu ne naște pe noi, sau nu ne dă în locul celălalt unde noi ne naștem în zadar. Nu te naște ca tu pe urmă să te duci să cauți în altă parte fericirea. E aceeași. Fericirea e, e în noi. Tu ți-o faci. Înțelegi? Parca nu ai -o cauți. Că doream să te întreb dacă ești fericită și tu da? ai simțit... Da, asta, asta e. E ceva care e continuu, părerea mea. E ceva care e continuu și să o faci oriunde n-ai fi. Dar, oricum, Dumnezeu, dacă te a dat pe pământul ăsta, atunci, cu siguranță, să-ți dea și posibilități ca să reușești să-ți pui scopurile în față și să le atingi. Apropo, tu nu-i duci pe cei mici la grădiniță? Mm -hmm. Asta e o ambiție, dar iarăși, deci că nu-ți place cuvântul ambiție, da. faptul nu. că nu-ți duci copiii la grădiniță e un principiu tău sau o consecință? Este o consecință. Nu, nu este un principiu. Eu, în general, sunt împotriva la homeschooling. da, cum fac în America, e tendința asta. Nu știu acum dacă mai este, dar că nu, nu cercetează acum, dar înainte de Instagram eram foarte implicat în asta, cercetam tot ce este. Și atunci era valul ăsta de homeschooling. Și eu, pur și simplu, am zis că nu, nu ca asta nu de mine, dar chiar sunt împotrivă. Pentru că eu cred că sunt specialiști care învață anumite profesii care. Trebuie să continue cu profesia asta, dar nu noi să înlocuim, că noi nu putem să fim asta, știi, tendința asta de superwoman, de supermother, care să facă tot și încă și profesor, să încă nu așa, dar toate. Dacă are un copil de la 5 ani până la casa 12, deci, toate le știi, și știință, și geografie, și istorie, toate la superlative, știi, deși încearcă cumva să facă pe tendința asta ca să fie independent, să cerceteze singure, dar oricum, rezultatul. De ce e ție casă? Grădinița. Deci grădinița eu nu o văd ca una necesară. Eu, nu, eu personal nu o văd. Și dacă e să ne uităm în trecut, soțul meu n-a fost niciodată la grădiniță. Mama mea n-a fost, tatăl meu n-a fost. Și sunt personalități integre și cu studii superioare și nu au avut probleme în socializare sau în altceva. Deși N-au avut mamă alături, cum sunt eu, care să se, se implice în diverse activități. Știi cum eu iau și pe ca educatoarea acasă. În general, tu ai avut foarte multe interviuri, foarte multe live-uri despre ce tu nu ai vorbit niciodată și nici nu ai vrea să vorbești. Ce întrebare? Păi dacă este uh, un moment, este un moment. Există momente. Este un moment, este, este un moment în ține de soț de trecutul lui. Bine, pot să zic acum, fica lui a zis să nu o menționăm niciodată. El ține legătura foarte așa rece cu ea. Eu o înțeleg pentru că este... Eu mi-am pus în papucii ei nu da? Noi n-am avut niciodată nicio divergență, dar eu m-am pus în papuci ei și zic, mai eu să am opt frați deodată, știi, să-i accept. De unde? Adică trebuie să trăiești cu ei, trebuie să vezi cum crezi ca să începi să iubești, da? Chiar dacă e sângele tău. Dar aici ea trăiește în Italia, noi trăim în Moldova, se întâlnesc rar, deci eu nici nu, eu nu pot să, măcar să pretind la ceva, la o relație. Dar ar fi frumos. Eu aș vrea să se întâlnească copiii mei. Știu că au încă o soră mai mare. Dar eu înțeleg. Nu s-au întâlnit încă niciodată? Pe, prime, pe a primul nu m-am văzut. Și pe a doilea îmi pare că dar nu eram eu prezent atunci. Dar pe urmă așa a renunțat. Pentru că ea a văzut cumva că el mai mult e solicitat și eu nu știu, nu știu care, noi n-am vorbit. Nu știu, dar eu o înțeleg. Dar cu ea ai vorbit vreodată? Tu? Nu, după asta? După și ce... până, în general, cu deci fiica noi, Luntea. când, noi când ne-am căsătorit, ea era chiar, și deci noi foarte des ne, ne întâlneam. Noi foarte bine ne împăcam, avea 10 ani eu 21, ea 10, adică nu era mare diferență. Dar n-am văzut, adică ea din stat a spus că ea pleacă în Italia, știi? Adică a fost așa, era o relație între ei de prieteni, eu n-am văzut să fie o problemă, eu n-am văzut în punctul ăsta deloc o problemă, cum sunt la alții, știi? Să fie, știi, ceva, uite, să se implice fosta soție sau să pună bețe în roate, nu, nu era asta, eu n-am văzut asta, o vreo premiză în asta, să am dubii. Dar la un moment dat ea a decis așa, că nu mai vreau. Și când am văzut că noi am, am arătat cum am fost, da, prezență în emisiune directă atunci cu familia prima oară, atunci i-a sunat și a spus să nu mă mai menționez niciodată. Asta e, eu cred că e. Eu, eu bănuiesc că e doar temporar. Eu sper din toate să fie temporar, pentru că viața e lungă și noi toți suntem. Cum? Independent, știi? Da, mai suntem influențabili de o parte, de alta. Dacă așa simțiți, eu o înțeleg. Dar este un moment timpul, care. Timpul Aș vrea arată. multe să spun despre ea, pentru că este, în primul rând, este foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Și mai vedem noi poze din, din internet. <laughs> Toate se întâmplă da. la timpul lor, timpul nostru trece. Dar, da. Când ești sinceră cu tine? Ce îți pui cel mai des? Este așa o tradiție aici la noi și vreau să o păstrez. <laughs> da, este apropo de tot privind interviurile tale, pentru că îmi plac foarte mult felul cum tu le prezinți, cum tu le um, gestionezi în general. Am văzut că invitații, vin cu mic cadou. Și <laughs> <laughs> atât exact despre momentul ăsta, chiar mă gândeam să fac o legătură. Nu știu, e ceva care. Mă reprezintă pe mine, ești așa o, o fată, ești ceva de decor <laughs> și aici poți să pui orice. Am zis că floarea asta e foarte așa frumoasă, fină. Mulțumesc, uh, tare drăguț. O să o punem aici, cu teminitețe. siguranță. <laughs> mersi, mult. mersi tare mult. Și, um, un pic, foarte frumos. Îți face? Da, da, da. Uite, chiar o să de punem stiu. aici și eu o să ne urmărească pentru tot podcastul. Este un moment, de deci asta eu, mă caut pe mine, mă descoper pe mine când sunt sinceră cu mine. Să căutăm și noi să fim... Să căutăm feminitatea asta de noi. Pentru că feminitatea, eleganța, e ceea ce ne deosebește și ne atrage partea opusă, da? Dar este o replică care te încurajează, care te uiți tu în o și zici că Marina... Tu ești cea mai bună sau ești cea mai frumoasă. În momente de cumpănă. Când ești sinceră, nu știu, dar cumva să zici că suntem sinceri cu noi atunci când suntem mai triști, nu știu, în cazul da, tău, da. când așa spun psihologii, da. că în momentele acelea bun, avem mai un, mult timp să comunicăm cu noi. E un exercițiu bun să te uiți în oglindă și să-ți spui asta, însă să fim atenți că asta poate deveni o obișnuită cam nesănătoasă. Eu așa consider. Nu neapărat să-ți vociferi, adică să spui despre momentele astea în oglindă sau să te... Dar poți pur și simplu să faci o baie caldă cu lumânări și tot, sau un mic dejun, ți-ți -ți place cineva să aducă micul dejun în pat? Singur adă -ți micul dejun în pat, singur ornamentează, puc și primește plăcere. plăcere. <laughs> da. Saborează. Iată, gata, tu ți-ai ți arătat dragostea față de tine, tu ai spus că tu ești cea mai. Nu neapărat să spui, da? Tu ai avut grijă de tine. Avem și noi o provocare. Wow. La celelalte podcasturi l-am avut pe Roger Gladei, invitatul nostru, și a adus această căsuță. Și vreau să revenim noi la această tradiție. Mm -hmm. Da, pentru că barca aceasta ne, ne fură prea mult spațiu. <laughs> da. Eu vreau să te rog aici să ne lași un gând. Mm -hmm. Cei ce tu. Nu ai spune sau uh, crezi că nu ar avea voce, dar ar merita să fie scris mm -hmm. și să nu semnezi. Mm -hmm. Va fi o replică anonimă din partea ta sau o poveste sau un gând care nu îl semnezi sau cel puțin cine va vedea să te simt că asta ești tu. Mm -hmm. Uite, îți lasă un pix și. Interesant. Uh, da, Uite, și aceasta unde urmează să o trecem în căsuță. Da, în căsuță. Și, și căsuța o păstrez. Și căsuța o păstrăm cu toate ideile voastre, și pe această cale. Mulțumim oh. lui Roger că. <laughs> Gata, ai scris, uh -huh. da? Uh -huh. da? am să te rog să pui în căsuță. A durat un pic. Da, de loc să am transpir. să dau căsuța colegilor mei să mă ajute, uh -huh. pentru că noi am reușit să discutăm. Da, cred că trebuie să mâncăm și pe să wow. Da, mulțumim. Gata, nu te mai bat la cap cu o fel de fel de întrebări. Acum doar să vorăm vinul Care e o plăcere? și mâncăm de la Eu n-am simțit că două ori. <laughs> Mersi foarte mult. Ție, îți -ți mulțumesc. Poftă mare. Poftă mare.